Salut și bine m-am regăsit la un nou clip. Astăzi, fratelui vostru Alex i-au picat niște chesturi super super șmechere și vrea să facă un nou chest opening. Nu uitați și voi faceți să apăsați butonul de like la acest videoclip, să strângem noi peste 1000 de like-uri, aș fi foarte fericit pentru a face cât mai mult Clash Royale și cât mai multe chest opening-uri. Deci mi-a picat epic chestul ăsta și acest chest. Ei bine, nu o să le deschidem până când nu vom face roșii de crown chest. Avem deja avem răceală. Da, deci în primul și în primul. What the fuck, ce e asta? Nu cred că vă interesează. I have it. Ce e asta? Mi-a picat, mi-a apărut ceva pe Steam. Ok, las-o așa, bun. Deci, deocamdată în momentul de față ăsta e deck-ul meu, cu care fac destul de multe ravagii, adică îmi cam înving adversarii cu acest deck. Am rezolvat nasul meu de nașpa acum când vorbesc eu la microfon. Și vreau să facem rost de acest crown chest, e foarte foarte important. Nu mai pot, deci sunt răcit, mor, de-aia vorbesc ca ciudat. Și chiar absolut n-am ce să fac, orice aș vrea să fac. Nu pot, nu-mi trece, nu știu, e raznic, deci mă simt foarte, foarte rău. Scrieți acolo, pray for Alex, în comentarii, glumesc. Hai să-i dăm drumul, să facem rost întâi și întâi de crown chest, pentru a putea deschide și restul chesturilor. Pentru că vreau să facem un... Adică bine, dacă nu facem rost de crown chest, vă dați seama că o să le deschid oricum. Adică, da, dar eu zic că o să facem rost pentru că... În ultimul timp mi-a mers destul de bine cu Clash Royale-ul. Am început să câștig. Am reintrat arena asta. În jungle arena, cred că e arena 8, da. Și acum visul meu să ajung în arena 9. Not easy to achieve, dar e achievable, știi cum zic? No, l-am pus prost. Foarte prost. Hop! Ok. Măcar am scăpat de ăla acolo. Mamă, și este witch-ul ăsta de level fucking 5, dude. Ok, cred că am luat și... N-am luat ceea ce trebuia. Am luat doar witch-ul. Vreau și o să apuc să mai iau și turn cu fireball-ul ăla, dar este ok. A fost un trade bun pentru noi. Vreau să mă concentrez și după cred că dau și drumul la muzică. Ok, hai să vedem. Cred că o să plin nou cu un push. Pentru că vedeți voi, tipul nu-i deloc bun la counter push-uri și... Ok, aici și-l zic în tot level 7 ca mine, ceea ce este bine pentru el. Nașpa pentru mine. Dar eu tot știu ce să fac. Oh my god. La asta nu mai ce așteptat. Dude, this is bad. Ce să fac? Spuneți-mi și mie. Bang, ok, ce aș putea să fac acum? O să încerc un Electro Wizard pe spate. Bang, ok. Ok. Bun. Ok, boom. That was good. That was really good. Am reușit. Wow. Am stat cu sufletul la gură. Efectiv am stat cu sufletul la gură momentele alea. Destul de nașpa tipul ăsta. Nu prea îmi place de el. O să pușez din față pentru că se pare că el crede că mă poate face pe mine. Dar trebuie să-i arătăm că nu poate să ne facă atât de ușor. O să iasă să băgăm și Electro Wizard-ul. Bun. Un de log. Ok. Blochează repede ăla. Bun. Witch-ul. O să trească să facem chestia asta cu Skarmii. Ok. O să trească să dăm un de log. Neam, nici nașpa. Ui. Am pierdut turnul, nu e așa, da. Ce-i cu deck-ul ăsta, frate? Ce-i cu deck-ul ăsta? E ciudat de tot deck-ul tipul ăsta. Și chestia, adică nu mă interesează de dacă câștig sau nu, știi? Și acum o să dea overtime-ul în care eu pierd, pentru că n-am cum să-l bat pe tipul ăsta, e mult prea OP. Ce? Da, mă bate. Dar, ok, lasă-l să facă ce vrea. Eu aș pleca pe 2 stele. Pentru că nu pot altfel. Bun. Dar totuși putem să încercăm. Ai vrut tu neapărat să mă bați, mă, nenorocitule, Alexa. Ok. Deci, primul match m-am făcut de râs, cu toate că
Cu decul ăsta, dacă nu mă credeți sau nu, e bine, am foarte, foarte multe victorii. Victorii, 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 victorii. Eu chiar joc foarte bine cu el. Mă înțeleg bine cu decul, dar când e să filmez, dau decât un nebun cu deck ciudat, cu Sparky. Sparky care e ok. Și ce m-a bătut pe mine? Combinația de witch de level fucking 5, zic și eu. Și Electro Wizard și Prințesa și da. Cam that was it. Ok, pe păi o să punem un Electro Wizard. O să punem și un Witch și o să punem și un Skarmy pentru a opri acest P.E.K.K.A. Dar are și el o Witcheriță. Păi cred că o să facem, uite așa, pentru un moment. Ok. Și o să-i dau și un log. Ai Spirit? Cu câți dintre ei te poți? Bun, ai Spirit, foarte bine. Hai că ne-am descurcat pe partea aia cât de cât. Încă un Electro Wizard. Dăm dublu damage acolo? Nu dăm pentru că el are Goblin Gang. Super. Super, super. Mulțumesc. Din inimă chiar. Char the Great. Ok, nu mă bag. Da, tușesc în schimb. Sper să moară gâtul bun. E ok. Încercăm așa. Că n-am avut până acum gigantul, deci nu știm ce o să facă. Bună la Perfecto Mondo, asta e al meu. Stai acolo că e turnul meu ăsta, tati. Și ghiși ce o să-ți fac, o să-ți dau fireball pe chestiile alea două, pentru a mă asigura că nu-ți faci prea mult elixir. Că nu e chiar ok să-ți faci tu prea mult elixir, că ești un balanjeu. Ok. O să folosim Larry. Hai Larry, ocupați-vă acolo de treabă, foarte bine. Și acum trebuie doar să mă apăr, Alex trebuie doar să se apere. Probabil o să fiu atacat, da, cum am și zis pe partea asta. Bun. Larry, vă rog frumos, take care. De ce? Bun. Hop. Nice. Haide. Ok. Noi tot ne apărăm, asta mă interesează. Ha, a pus switch, ok. Ok, eu o să pun gigant pentru defense, pentru că în scurt timp probabil o să mă atace din nou. O să trebuie să punem un gigant. Bun. Easy. Din nou o armată de Larry. Mai punem niște Larry acolo să fie cât mai mulți. Și un witch. Bun, de logo ăla. Destul de bine meciul meu la predict. Astăzi am avut, meciul ăsta a fost un meci foarte bun pentru predict. Dar din păcate eu aveam nevoie de crown-uri cât mai multe și n-am putut face rost de ele, pentru că tipul e un căpiat. Nu, el trebuie să... Și mai zice și good game. Bă, ce am nevoie de crown-uri, vezi că nu poți să câștigi. Dar tot mă lași să iau și eu încă un crown măcar. Ok, 6 crown-uri, mai avem nevoie de încă 4 crown-uri. Să filmăm de 8 minute. Bă, încă se poate, încă se poate. Hai să vedem, încă se poate să avem șanse. Bun. Hai, jungle arena. Hai să vedem. Dacă am putea lua 3 într-un match ar fi absolut genial. Dar este cu duș întors totul. Ok, o să pornim din partea asta. Și se pare că tipul ăsta are tot un P.E.K.K.A. Ce-i cu meta-ul ăsta cu P.E.K.K.A? N-am mai văzut până acum. Adică am mai văzut meta-ul cu P.E.K.K.A, dar nu merge, nu-mi place mie. Mie personal nu îmi place. Bun. O să pornim cu un witch din spate plus un Electro Wizard pus de aici. Bum. Și bum. Și bum. Ne trebuie un Skarmy. A, ai tu de-alea. Ok. Ok. Ce-am mai dat log? Am irosit totul cu logo-ul ăla, nu știu de ce l-am dat, nu mă întrebați. N-am habar. În schimb o să dau un fireball. Bău! Ok, am dat 1506. Cu acest 1506 este foarte bine. O să-i zic și eu un... nu o să-i zic nimic, de fapt. Pentru că nu vreau să distrug meciuri aiurea. Nu vreau să fac chestia asta. Nu o să-i spun absolut nimica. O să vedem în schimb cum o să fie. Se pare că el din nou vrea cu un P.E.K.K.A să facă treaba. Dar e greu, boss, nu prea e ușor, ușor cu P.E.K.K.A. Dar o să fac eu ceva cu gigantul ăsta al meu. Cred că l-am pus cam în spate. Cred că s-ar putea să-l fi pus cam prea în spate. Și o să avem nevoie de witch-ul nostru.
Bun, dar se pa, nu-i deloc în spate. E totul ok. La cât de slab el. Acum e bun în deloc. Ok. Foarte bine. Chiar genial. Hai, witch-ule. Witch de level 4 versus witch de level 3. Și acum n-ar trebui să mai aibă zap-ul, deci cred că am putea pusha cu ăștia. A pus un Ice Spirit, na. A, are rău, da, are și zap și rău, ok. E un deck bun al lui. O combinație foarte bună, frate. Să nu mai joci cu ea. Probabil că nu o să am eu răbdare să fac un clip de 20 de minute numai de dragul de a lua un fucking crown chest, pentru că tipul ăsta este mult prea căpiat și simt că nu-l mai suport deja și mă enervez și o să dau rage, probabil. Ce-am făcut? De ce am făcut asta cu witch-ul? Adică, cea mai proastă decizie ever. Mă rog, facem asta și dăm și fireball. Și am luat pe amândoi. Nice, bro. Ăla a fost mișto. Ok. Nici problemă. Avem aici-ul care se ocupă. Bun, și să punem scheleții ăștia mici. Larry. Ok, Larry. Mai avem scheleți mini, nu-i problemă, frate. Nu ducem lipsă. Du-te, mă, oaiele mele. Dă-i drumul de aici, de fraier. Ok. Ok, here we go, here we go, baby. Here we go, tower down, bro. Ok, am luat încă un turn, dar în ritmul ăsta nu pot să iau o singură coroană. Nu mai pot. Răceală. 2668 de trofee. Se pare că din nou începem să prindem. Știți ce aș putea încerca? Aș putea încerca deck-ul meu de pe vremuri, pe care îl foloseam atunci când vreau să fac crown-uri multe. Am să vi-l prezint imediat. Cu siguranță ar trebui să-l știți dacă mă urmăriți de mult timp. By Rarity. În care folosesc Inferno Dragonul plus ăsta, plus Baby Dragonul, pe care apropo l-am făcut level 3. Plus. Acum că aport Electro Wizardul foarte puternic, avem nevoie și de niște Larry pentru Cycle. Un Zap, încă foarte bun, împotriva aproape orice. Și cred că și un Skarmy. Un Skarmy ar fi foarte, foarte bun. Iertați-mă, dar mă doare gâtul. Sau cred că ar merge totuși un Bomber. De ce n-ar merge un Bomber în locul minionilor, dar totuși avem prea multe unități care dau pe sus după și n-ar avea sens. Cred că e ok așa. Let's try. Deci cu deck-ul ăsta de obicei te duci pentru 3 stele. E un deck bun pentru 3 stele. De-aia zic că vreau să-l încerc. Bun, o să începem așa. Niște schelete într-o parte. Îi splituim, nu mă interesează ce fac. Poate se ducă să se sinucidă. Ok, îl pornește pe partea aia. Și noi o să pornim tot pe partea asta, ghici. Ok. Se pare că are o putere el. Putere magică. Și eu am în schimb un Bomber care aruncă cu bombițe. Na, surprinzător. Oh my god, de ce trebuie să mă bat cu 7000 de părți? A? Da, o să... Bun. Măcar Inferno Dragonul, dacă îl punem, Sembarosan. În spatele ăstora, dacă îl punem, uite acum. Hai. Ok. No, mă, bă, dar e nebun, ce se apără, bă. Da, m-a făcut. Dar n-am avut cărțile bune de la început, e-mi dă fucking Bomber. Eu n-am nevoie de Bomber. Tăiați-mi vreunul gâtul, că nu mai pot. Bun, reîncercăm. Ok, facem un cycle, ba piciorul. E clar că așa nu putem. Trimite și noi pe aia acolo. Ok. Și atacăm pe partea stângă. Și încercăm să facem ceva. Ok, Sparky. Deci se pare că are Sparky. Deci cred că știu ce o să-i fac. Știu cum o să-i și dau. Doamne, ce-am făcut? Dude, de ce-i face asta? De ce-am făcut asta? Explicați-mi și mie, vă rog frumos.
Efectiv, cred că am făcut-o doar pentru că-s cretin. Altă explicație nu am. Doamne. Dă-i drumul de aici, de fraier, că... Hai mă, Inferno, te rog eu, doamne, ce deck enervant poate să aibă tipul ăsta, lasă-mă cu deck-ul tău, cu scheleți. Scheletarul naibii, că o să facem egal, că ești un nebun. Doamne, ferească Dumnezeu, nu pot să-l bat. Deci n-am cum, cred că mă bate ăsta de-mi sună apa în cap cu deck-ul lui. Doamne, enervant te-a făcut Dumnezeu, bă. Bă, enervant, rău. Ce să-i faci, mă, nebunul ăsta? Bun. Oh, doamne, 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 enervanți sunt unii oameni. Este... Doamne, ce deck poate să aibă. Bate-mă, doar... Ok, știi ce? Știi ce? Eu mă duc pe partea aia. Bate-mă o dată, te rog frumos. Ăla e... Ok, așa. Lasă-o așa. Lasă-o așa, e foarte bine. Ești bun. Ok, episodul durează de foarte mult timp. Foarte mult timp. Of, doamne, jucători, Cancer Clash Royale. Da. Bun. Hai să deschidem aceste chest-uri. O să începem cu free chest-ul. Vă ne pică din mizeria asta, o mizerie de chest. O să deschidem și silver chest-ul. Ne pică o mizerie. Și hai acum să trecem la chest-urile importante. Hai să trecem la epic chest. Din epic chest ne va pica un free spell. Nu e rău. Un golem. Nu e rău din nou. 4 clone, putem să facem clone de level 4, interesant, plus 13 rage. Rage-uri, frate. Rage-uri 13. Ok. Hai să deschidem și acest magical chest. 600 2 spirits, 13 royal giant, 26 knight, 33 de goblini, 5 Inferno Towere, 14 furnale și nicio legendară. Încă 3 golem, ceea ce este bine pentru că putem face la level 4, dacă nu mă înșel. Nu cred că pot. Cred că între 4000 sau nu 2000, 2000 trebuie pentru el în momentul ăsta, nu-i așa? Da. 2000, upgradăm golemul pentru deck-ul ăsta. Și da, cam atât, sper că v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Alex și ne vom revedea data viitoare.